Găsit. A trecut și 1 decembrie peste România. Au fost de la parade militare, spiciuri, puneri de gerbe și coroane de flori, până la urări și cuvinte frumoase către toți românii, chiar și pe site-urile de socializare. De Ziua Națională a României, românii au defilat cu tot ce au avut mai bun. Cel mai fastos a fost în capitală. 20.000 de suflete au îndurat frigul să vadă parada militară cu ostași români și străini, pentru care primăria generală a dat de la buget nici mai mult, nici mai puțin de un milion de euro. Mă întreb cum naiba de se găsesc bani așa de mulți și atât de repede pentru manifestări și evenimente. Și la Râmnicu Vâlcea, cheful de 1 decembrie a ținut 3 zile. Au fost spectacole, artificii, lasere, care și astea au scos din visteria bugetului local niscai bunicei de bani, vreun miliardelei vechi. Tot cu unul. Un milion, un miliard, 1 decembrie. Poate edilii au vrut să păstreze unicitatea, că de unire, din păcate, românii sunt din ce în ce mai dezbinați. Și cum să fie decât exact așa cum sunt conducătorii lor? În tabere separate au fost aceștia și de 1 decembrie ziua în care am sărbătorit 95 de ani de la realizarea Marii Unirii a tuturor românilor într-un singur stat. Dincolo de emoțiile trăite atunci când am auzit imnul și când am văzut că mai există un strop de mândrie în ochii soldaților care au purtat drapelul tricolor, ne întrebăm cât de uniți mai suntem noi românii la aproape un secol de la Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. În ultimii ani, Ziua Națională a României a fost sărbătorită de autorități într-un mod vădit ostentativ la adresa minorităților maghiare. În context, 5% dintre locuitorii acestei țări nu se bucură de această mare sărbătoare a unirii necondiționate a Transilvaniei cu România. Dar nici pieile roșii nu s în sus de bucurie și nu dau cu artificii de 4 iulie, când americanii își sărbătoresc independența. Dar măcar o fac vara, mai iese omul la un grătar, la o iarbă verde, poate așa se apropiau mai mult și liderii noștri politicieni. Nu puteau lipsi de la parada de 1 decembrie despre care spuneam că a costat aproximativ un milion de euro, bani de la buget. Primii trei oameni în stat nu puteau lipsi, doamnelor și domnilor, care au avut grijă să stea separat până și de Ziua Unirii. Așa se face că președintele Trean Băsescu a fost însoțit de omologul său din Republica Moldova, că tot îi susținem pe românii de peste prut să devină și ei cetățeni cu drepturi de pline a Europei. Dacă până acum n-a făcut-o tânărul nostru premier, a dat dovadă acum de înțelepciune și a lăsat garda jos. Cum era firesc și după politețuri și după poziții, Victor Ponta a uitat pentru câteva momente de stresul cu călărașul și a dat mâna cu Băsescu. Dacă Victoria și Cotroceniul au respectat măcar elementara regula bunului simț, Crin, în schimb, nici măcar o geană n-a aruncat către Traian. Ei fose taicule. Dincolo de orgolile politice, golul imens se pare că se adâncește nu numai între etnii, ci și între liderii care vorbesc aceeași limbă, iar dezbinarea socială continuă și astăzi. Parcă cu și mai multă întârjală. Nu mai vorbim că românii sunt dezbinați în politică. Am simțit din ce în ce mai mult asta în ultimul an. Alarmant este că românii sunt dezbinați în societate, în familie, în școală, iar solidaritatea a devenit un termen, din păcate, folosit din ce în ce mai rar, ca în cazul speciilor pe cale de dispariție. Și dacă adăugăm și starea letargică în care a căzut poporul român, nu ne mai întrebăm de ce la bulgari sau greci se poate să schimbăm guverne incapabile. Vorba aceea parcă ne merităm soarta, dar mai avem o șansă. Poate ne revenim pe 24 ianuarie de Hora Unirii. Să auzim de bine!